Doamnelor și domnilor, domnule ministru economiei și digitalizării, suntem în așteptarea și curând se alătură și doamna ministra justiției, doamna Veronica Mihailov-Moraru. Stimați colegi, noi suntem aici în încinta entității subordonate Ministerului Afacerilor Interne, de unde am pornit tehnologizarea serviciilor pentru a fi mai aproape de cetățeni. Ne aflăm în această unitate care se ocupă de gestionarea solicitărilor, eliberarea actelor, gestionarea celor registre și prelucrarea cererilor cu eliberarea documentației solicitate de către cetățeni. Ne-am propus, mai bine de un an în urmă, să digitalizăm aceste servicii astfel încât să reducem din costuri, din drumuri, din timp pe care îl cheltuie foarte mult cetățenii noștri. Astăzi noi suntem aici să anunțăm că, începând cu ziua de luni, cazierul judiciar poate fi obținut doar la un click distanță, așa cum am promis încă un an în urmă, în formula sa completă, inclusiv în limba engleză, inclusiv cu apostila Ministerului Justiției. Practic am scurtat din timp și din drumuri, de tot 6 la număr, pe care cetățenii Republicii Moldova trebuiau să le facă pentru a obține acest tip de document. Și vreau aici să precizez că este unul dintre cele mai solicitate servicii. Doar în perioada anului precedent, anul 2022, peste 95.000 de cetățeni au depus cereri și corespunzători au fost procesate și eliberate, peste 95 de caziere judiciare. Devenind cel mai popular, ne-am propus exact să prioritizăm acest serviciu în ceea ce privește digitalizarea. Să vă descriu efortul care a fost acum un an în urmă. Deci, persoana interesată făcea drum și depunea aici cererea în mod fizic, după care aștepta un pic, mai mult sau mai puțin în funcție de urgență, dar oricum înseamnă costuri și pentru cetățean, după care mai făcea încă un drum pentru a ridica acest certificat, în cazul în care era necesar ca acest certificat să fie depus la o agenție care i-ar facilitat cetățeanului accesul la piața muncii sau studii sau stagiere, s-ar fi îndreptat spre o altă agenție, ar fi făcut încă un drum pentru a obține documentul pentru traducerea și autorizarea acestuia, după care mai face un drum pentru a-l ridica în formula sa tradusă, iar apoi mai făcea un drum către Ministerul Justiției pentru ca documentul să fie apostilat și un drum pentru ca a ridica pe final acest document. Deci 6 la număr. Acum, mai puțin de 6 luni în urmă, în luna noiembrie, anunțasem că atât depunerea cererii, cât și obținerea lui cu livrarea prin serviciu curierat a fost posibilă și asta a redus din costuri și din timp. Iată că acum, la jumătate de an distanță, așa cum am promis, completăm acest serviciu cu celelalte aspecte ale digitalizării, astfel încât, la moment, așa cum spuneam, și chiar cu începerea din ziua de luni, obținerea acestui certificat va fi posibil doar prin două acțiuni și acelea vor fi virtuale, de fapt. Prin intermediul platformei electronice guvernamentale, bifezi ce cazier dorești, indici adresa de livrare, achiți în scurt timp și primești în format electronic documentul în forma în care o ai nevoie, inclusiv în limba engleză și deja și apostilat. Deci peste 100.000 de cetățeni, ceea ce astăzi reprezintă indicatorul statistic, vor putea folosi timpul deja pus la dispoziție, oferit ca urmare a digitalizării acestor aspecte, pentru a deveni mult mai eficient în agenda sa curentă. Vreau de asemenea să precizez că din momentul în care a fost posibilă depunerea cererii în format online, dar inclusiv obținerea lui prin serviciu de curierat, acesta a fost livrat în peste 45 de țări, ceea ce înseamnă că cererea la acest serviciu, inclusiv din partea cetățenilor noștri din diasporă, este unul solicitat și ne bucurăm că putem fi și celor care sunt la distanță fizică de folos, reducând de fapt această distanță. Desigur că aceasta nu ar fi fost posibil dacă nu am fi făcut front comun, o echipă comună dintre specialiștii din mai multe
ministere și eu mulțumesc în primul rând echipei de la Tehnologie Informații, analiștilor, inginerilor pentru munca depusă, care au avut grijă că ceea ce am promis să fie realizat la timp și fără cusuri, și desigur că colegilor de la Ministerul Economiei și Digitalizării, Ministerul Justiției, pentru că s-a lucrat drept o echipă fără frontiere instituționale și comune. Lucrurile bune vor continua, vom anunța în scurt timp ce servicii urmează să fie digitalizate sau să avansăm pe digitalizarea tuturor aspectelor acestor servicii. Între timp vreau să-l invit și pe colegul meu, domnul Dumitru Alaiba, cu informații suplimentare care cu certitudine sunt așteptate și vor fi utile celor care ne privesc și cetățenilor noștri. Domnul ministru, poftim! Vă mulțumesc, doamnă ministră, și vă salut și eu, dragi cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, ca să încep cu ce ați concluzionat despre care servicii urmează să fie digitalizate. Răspunsul scurt, toate. Pentru că o să ajungem și noi la momentul în care absolut 100% din serviciile publice să fie disponibile online. Asta este viziunea noastră și desigur că nu există soluții magice, există multă, multă muncă din partea la mulți oameni competenți și dedicați, cărora le mulțumesc și eu, dar o să ajungem acolo. Suntem aici, într-adevăr, pentru că aici bătătoresc în asemenea locații din diferite raioane, centre raionale din țară, bătătoresc drumul mulți cetățeni de-ai noștri ca să solicite, după cum ați spus, doamnă ministră, cea mai solicitată, cel mai popular document, act confirmativ din momentul actual. 100.000 de solicitări pe an. Haideți să vedem, pentru că timpul costă, cel mai scump resurs al nostru este timpul. Haideți să estimăm că pentru a parcurge aceste 6 procedee, pentru a postiile, pentru a solicita, pentru una alta, ne trebuie totuși puțin timp pentru a ne deplasa, pentru a aștepta în rând, pentru a solicita, pentru, nu știu, mai nimerești peste pauza de masă, aștepți încă o oră. Eu cred că e simplu să estimăm că, iată, prin acest instrument pe care îl lansăm astăzi, economisim oamenilor noștri peste 1 milion de ore anual. Timp care poate fi utilizat mult mai ușor. 10 ore fiecărui cetățean în plus pentru a face ceva mult mai util decât să stea sub soare, sub ploaie, sub vânt, așteptând un act pe care să-l utilizeze conform destinației. Și, într-adevăr, ca să confirmăm cât de popular este acest serviciu și cât de util va fi, colegii de la Centrul de Guvernare îmi sugerează că doar în 4 zile de când acest serviciu este utilizat, este deja disponibil, avem 1800 de solicitări care vor fi livrate cazierele direct în M-cabinet. Asta este impactul pe care îl vedem astăzi și de care ne bucurăm foarte, foarte mult. Cum am spus, în ceea ce ține de agenda noastră pe digitalizare, noi gândim foarte ambițios și foarte departe. O să transformăm modul în care statul este perceput de cetățean, o să transformăm totalmente modul în care cetățenii interacționează cu statul Republica Moldova, astfel încât să fim în rând cu lumea, în rând cu lumea civilizată, să avem într-adevăr servicii publice atât pentru cetățeni cât și pentru antreprenori demne de secolul 21. Avem cele mai înalte standarde, ne uităm la cele mai bune exemple și în acest sens există foarte multă muncă în spatele acestui efort, pentru care chiar și eu mulțumesc încă o dată colegilor de la Ministerul de Interne, colegilor de la Agenția de E-Guvernare, n-am nevoie de foaie, mă tincă, și, desigur, colegilor din alte instituții, pentru că, într-adevăr, acest instrument, acest serviciu care este lansat, modernizat astăzi, este rezultatul cooperării între multe instituții și aici este și marele succes al acestui serviciu. Încă o dată sunt chiar
mulțumit tuturor și prin acest serviciu, dacă opinia publică își amintește, tot noi în Parlament am inițiat un proiect de lege semnat de mine pentru a elimina 6 din cele mai solicitate extrase. Acesta este ultimul extras, așa zis, care este eliminat și prin digitalizare. Mă bucur foarte mult pentru că în această zi putem spune că, iată, acel proiect de lege este perfect implementat și ne bucurăm încă o dată pentru acest lucru. Da, asta am vrut să vă spun. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru. Și avem colegi cu memorie bună. Erau timpuri când aici nu se vedea un metru pătrat fără niciun om. După care digitalizarea a redus din numărul de oameni prezenți și din coadă și din așteptare. Anticipăm că acest ritm de digitalizare a serviciilor va aduce inclusiv și modificări în arhitectura instituțională a unităților care deservesc astăzi cetățenii în ceea ce privește primirea cererilor și eliberarea cererilor. Vreau să vă zic totodată celor care ne ascultă că astăzi încă este posibil ca eliberarea certificatului să fie făcută în mod fizic, fie că prin curierat sau în forma sa electronică. Deci este disponibil cu livrare inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, dar inclusiv peste hotarele țării. Venim mai aproape de cetățeni pentru intențiile dumnealor de accesare a pieței muncii, de accesare a programelor de instruire, stagiere, de accesarea celor programe de ridicare a calificării care până acum nu au fost posibile pentru că lipsea de fapt acest certificat sau se întârzia cu termenul de depunere a certificatelor exact din motivul că se pierdea timp pentru aceste drumuri și așteptări și costuri suplimentare. Vom continua, așa cum a menționat și domnul ministru, din perspectiva Ministerului Afacerilor Interne ne propunem să ținem acest ritm și să digitalizăm cap-coadă în toată complexitatea asta toate tipurile de caziere, după care să elaborăm și să digitalizăm procesele verbale în formula sa electronică și, desigur, să extindem rețeaua critică de comunicare în standard TETRA, ceea ce ar însemna să majorăm viteza de răspuns la apelurile cetățenilor la serviciu 112. Lista este cu certitudine mai lungă. Vom veni regulat cu informații pentru cetățeni în ceea ce privește progresele, dar inclusiv avantajele de care se pot bucura datorită acestor investiții în digitalizarea serviciilor. Până se alătură și doamna ministra, o să rog colegii acum să ne facă această scurtă prezentare, să ne treceți prin această platformă online, astfel încât să fie și mai clar ce înseamnă acest proces de intrăm, bifăm, alegem, achităm ca durată, ca produs final, după care o să trecem la runda de întrebări-răspunsuri. Vă rog! Bună ziua tuturor! În continuare a celor prezentate până acum, am să vă fac o scurtă descriere la întreg procesul de depunere a cererilor pentru obținerea cazierului judiciar detaliat, cazierului contravențional în format digital. Pentru a obține acest serviciu, cetățenii solicitanți urmează să acceseze portalul serviciilor publice, servicii GovND. Pe prima pagină acestui portal găsim din start cazierul judiciar, cazierul detaliat și cazierul contravențional, dat fiind faptul că aceste servicii se află în top 3 servicii solicitate de către cetățeni prin intermediul acestui portal guvernamental. Aici urmează să fie redirecționat la pagina prin care se solicită serviciul. După tastarea butonului solicite, urmează să introducă datele de identitate, dar prin codul personal. Dacă observați la prima etapă, avem persoană fizică și persoană juridică. Persoana juridică a apărut recent la fel datorită modernizărilor făcute în cadrul digitalizării procesului respectiv. Până în prezent, persoana juridică trebuia să se apropie cu la ghișeul instituțional
cu toate actele din registrul de stat al persoanelor juridice, să efectueze transferul, achitarea pentru serviciu, nu prin intermediul serviciului guvernamental de plăți în pay, ci să facă prin transfer direct către instituția noastră. Deci totul a fost modernizat și acum și persoanele juridice au acces la serviciul respectiv în regim online fără a prezenta careva acte suplimentare. La fel, doar la introducerea codului personal are loc extragerea automatizată a datelor din registrul stat al populației, a fost efectuată interoperabilitatea prin M-Connect. Datele sunt blurate pentru că sunt date cu caracter personal și respectăm aceste. Avem opțiune de a introduce la dorință numărul de telefon și e-mailul solicitantului, astfel încât imediat după depunerea cererii acesta va fi notificat ori într-o modalitate sau în alta despre statutul cererii sale și despre data când documentul este gata definitiv. După completarea tuturor acestor puncte și bifarea acordului cu asepțământului despre prelucrarea datelor cu caracter personal, urmează alegerea tipului serviciului solicitat, ori cazier judiciar, ori cazier contravențional. Deci, la solicitarea, deci solicită cazierul judiciar, după care avem această nouă chestiune despre care a menționat și doamna ministru, este limba engleză, este solicitarea mai multor cetățeni. Acest lucru va simplifica cu mult și va omite necesitatea prezentării solicitanților la birourile de traduceri și utilizarea resurselor financiare suplimentare decât cele prevăzute pentru buget. Solicită termenul de execuție a documentului. Și aici este acel moment important, când persoana solicită și apostilarea documentului respectiv. Are loc o interacțiune între Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Guvernare Electronică și Ministerul Justiției. Pentru cetățean asta este doar la un clic distanță. Persoana alege țara pentru care unde urmează a fi prezentat documentul final apostilat. Să alege termenul apostilării și avem observați o singură taxă generată pentru toate serviciile. Pentru toate serviciile. La fel, persoana poate solicite livrarea la domiciliu sau ridicarea de la oficiu. Asta este opțional, dar de bază este documentul digital. Aici avem general toată informația despre serviciul solicitat, după care are loc confirmarea și depunerea cererii în regim online și înregistrarea acestei în sistemul de evidență e-cazier. Acum o să vă prezentăm rezultatele obținerii serviciului respectiv din cabinetul personal cetățeanului. Aici are loc procesul de achitare și o să oferă posibilități cetățenilor să oferim să achite prin diferite metode de plată. Au fost integrate toate băncile, dar poate achita și online prin intermediul serviciului MPay. Deci aici este cabinetul personal cetățeanului, are loc logarea, autentificarea obligatorie cu semnătură electronică pentru respectarea rigorilor legii cu privire la datele cu caracter personal. Intrăm în secțiunea documentele mele și deja avem și apostilă și cazierul. Deci, la documentele eliberate, avem cazierul judiciar, atastând doar pe butonul descarcă, are loc descarcarea documentului și avem și cazierul și apostilă. Într-un singur clic. Dacă observați pe cazier este acest QR cod, care este pe lângă faptul unui instrument de a descărca în format digital documentul, este și un element de protecție, astfel încât prin implementarea acestui mecanism de verificare online prin QR cod, și asta vedeți cum are loc în regim online acum, sunt reduse la zero cazurile de falsificare acestor acte. Oricare destinatar al acestui act poate scana cu oricare dispozitiv mobil acest document și contrapune conținutul din sistemul informațional cu cel prezentat pe suport material. Considerăm un rezultat foarte bun, dat fiind faptul că au mai fost cazuri când persoanele rău intenționate mai încălcau legislația la acest comportament. Dar am redus la zero aceste cazuri prin implementarea acestui mecanism.
Deci, asta e tot. La sfârșit, dacă îmi permiteți să spun și eu, mulțumesc echipei Ministerul Afacerilor Interne, Agenției Guvernare Electronic, Ministerului Justiției pentru efortul depus pentru obținerea acestui rezultat scontat. Și, cum și-a spus doamna ministru, echipa Ministerului Interne și în continuare va depune maxim efort pentru a livra cetățenilor servicii publice calitative, accesibile și moderne. Vă mulțumesc mult pentru... În fond, informațiile au fost prezentate. Sper că sunt suficient de clare în ceea ce privește parcursul propus, în ce constă acele două clicuri, distanță pentru obținerea acestui certificat, care vedem că este cel mai popular, cel mai solicitat. Statistic, încă o dată aduc aminte, cel puțin pentru perioada anului precedent am registrat circa 100.000 de cereri livrate deja odată pusă la dispoziție această opțiune, livrare prin curierat în peste 45 de țări. Deja cunoaștem că mii de certificate pot fi și deja mii de cetățeni au obținut acest certificat în formatul său electronic. În aceste câteva zile de pilotare, testare, opțiunea de plină va fi pusă la dispoziție, așa cum ziceam, început cu ziua de luni, să începem săptămâna bine. Doamna ministru, bine ați venit, vă rog și dumneavoastră, echipa a făcut parte din această echipă complexă, să veniți și dumneavoastră cu câteva cuvinte de precizare, vă rog. Bună ziua tuturor! Cer scuze pentru reținere. Deci, doamnelor și domnilor, mă bucur mult să fiu parte aici la lansarea evenimentului de astăzi, alături de colegii din guvern, ministra afacerilor interne și ministrul economiei și digitalizării, inclusiv cu colegii din cadrul Agenției de Guvernare Electronică. Credem că lansarea e-cazier este o oportunitate extrem de frumoasă în vederea modernizării serviciilor publice. Ori astăzi noi ne-am propus prin toate platformele noastre de activitate să îmbunătățim sectorul ce ține de digitalizare. Evident, lansarea acestui sistem e-cazier va contribui semnificativ asupra vieții oamenilor, asupra ritmului de viață și va economisi mult din resursele de timp și eforturile alocate. Respectiv, trăind în această ieră, noi poate cumva apare în anumite situații un pic intimidant faptul că au loc atâtea transformări din punct de vedere a erei digitale. În același timp, putem să înțelegem, trebuie să înțelegem beneficiile și să conștientizăm faptul că, de fapt, aceasta face parte dintr-un nou stil de viață și astfel încât cetățenii noștri pot să fie scutiți de acele situații neplăcute de a merge mult timp, de a pierde mult timp prin birouri și să astfel, dar așa au posibilitatea de a descărca această aplicație prin casele noastre, prin intermediul mecanismelor de tehnologie informaționale. Mă bucur mult să fiu parte aici, alături de colegii Ministerului de la Ministerul Justiției. Am reușit să contribuim la lansarea cazierul juridic și, în ultimul rând, combinarea cu apostilarea online. Credem că acest serviciu va fi un beneficiu colosal pentru cetățenii din țară și mai ales și din afara serii. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări, colocăm ceva timp. În acest caz, mulțumesc încă o dată mare echipă. Crearea acestui serviciu onoar și... Deci, dat fiind faptul că a fost implicat în această activitate nu doar Ministerul Afacerilor Interne, ci și alte instituții, eu vă răspund de pe partea Ministerului Interne, bugetul nu depășește suma de 100.000 de lei. Dar... Dacă spați să completează încă o dată, reiterând ceea ce economisim, noi economisim 10 ore din pe an, din viața fiecăruia din cei 100.000 de cetățeni care solicită acest serviciu.
Și dacă vreți, asta nu este un cost, asta este o investiție în viața lor, ca ei să facă ceva mai util cu timpul decât să vină și să stea aici sub soare. Dar, în general, cât a costat? 100 de mii de lei. Da, pentru că asta e, de fapt, aici a fost toată... Deci noi vorbim despre volumul orelor de muncă pentru care au fost dedicați ingineri, analiști, specialiști în domeniul TIC ca să finalizeze cap-coada această lucrare. Într-adevăr, o vedem mai degrabă drept o investiție în timpul calitativ pe care îl utilizează cetățenii noștri pentru a aloca acest timp calitativ dezvoltării profesionale, dezvoltării la locul de muncă și așa mai departe. Mulțumesc echipei încă o dată. Da? O zi bună. Doamna ministru. Știu. Da? Știu. O poză. Bun. Hai. Cumva